găsit, stimați spectatori, așadar este ora 17, începem o nouă ediție a emisiunii Sport Plus, în direct la televiziunea Etalon și trebuie să le mulțumesc din start colegilor mei, Viorel și Dan Pedro, care au făcut posibilă realizarea acestei emisiuni de la această oră în direct pentru dumneavoastră. Îi mulțumesc și invitatului meu din această după-amiază, profesorul Sorin Abraham, cel care este... cel care conduce clubul sport Max Dumitruvici, clubul de karate, dar și... Ce? Dar și profesor la două școli. La două școli din județul Vâlcea. Mulțumesc că ați venit. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cum a fost perioada asta? Noi am mai vorbit în perioada când eram în plină pandemie, să zic așa. Cum a trecut peste? Cum s-a văzut? Cum a simțit? Relativ greu, relativ ușor, aș putea spune, cu antrenamente online, cu școală online. Evident, cum spuneam și anterior la ultima emisiune care a fost aici, interacțiunea cu sportivii și cu elevii optimă, interacțiunea optimă este cea la propriu, față în față, dar virusul ăsta ne-a pus într-o situație delicată să lucrăm online și a fost ca o măsură de avarie în condițiile date. Eu am reținut de la ultima noastră întâlnire și chiar am amintit acest lucru de multe ori, profesor, faptul că dumneavoastră a spus că acest virus a adus oarecum și un paradox în activitatea dumneavoastră a profesorului de educație fizică. Reamintesc faptul că a spus la un moment dat că, paradoxal, dumneavoastră, profesorii de educație fizică, aveți menirea de a aduce pe copii afară. De data aceasta a trebuit să acceptați ca ei să stea în fața calculatorului, da, și să-i băgați în casă, cum s-ar spune. Adică, oricum, e greu să-i coordonezi în aer liber de pe un device. Categoric. Contrar părerii unora că nu se poate face sport și în casă, dar, ca o paranteză, numai ca măsură de avarie în condițiile date, cu contextul ăsta, cu COVID-ul, cu măsurile astea de distanțare și cu toate aspectele astea, se poate face sport și acasă, dacă există voință și, nu știu, dorința de a face ceva. Adică n-am întâmpinat niște probleme deosebite. Poate o conexiune la internet din partea elevului, poate, nu știu, o oră nepotrivită, prea matinală sau... Dar în rest nu a existat impedimente majore. În condițiile date, repet, adică trebuia să facem ceva totuși și eu, sincer, am făcut cu plăcere. Personal am făcut cu plăcere astea, nefiind alternativă în condițiile astea. V-ați gândit vreodată înainte de startul acestei nebunii generate de pandemie că veți ajunge în situația asta, domnule profesor? Categoric nu. Categoric nu. Cine putea să anticipeze o asemenea situație? În lumea asta sunt, sau permanent în atmosferă sau în orice loc, sunt în jur de 150 de virus. Ăsta a apărut așa, să zic, mai cu moți și ne-a creat niște condiții dificile de lucru, de socializare, de interacțiune. Și normal că nu am anticipat niciodată așa ceva. N-am avut premize pentru a anticipa așa ceva. A trebuit însă să faceți un pic, să fiți un fel de, glumim puțin, probabil că a trebuit să fiți un fel de guru pentru copiii dumneavoastră, față de care sunteți foarte mult atașat, pentru că bănuiesc că mulți v-au întrebat, domnule profesor, când ne vedem? Categoric, da. Fusese o perioadă în care s-a anticipat, pe la mijlocul pandemiei, anticipam noi așa, subiectiv să zic, vom reîncepe cursurile efectiv la școală și... Când s-a dat ordonanța respectivă, am avut o dezamăgire cruntă, că asta eu și copiii, reciproc, așa ne doream să ne vedem, să ne... și când am auzit că s-a amânat cu încă o lună și cu încă o lună, deja am intrat într-o stare așa, nu știu, ciudată, negativă și negativă. Una dintre dumneavoastră care, repet, sunteți obișnuiți să interacționați și e normal așa ca profesor de educație fizică să interacționați fizic cu copiii, am văzut că una dintre variantele propuse de minister pentru startul noului an școlar ar fi ca clasa să aibă
30 de elevi, 15 să fie fizic în clasă, 15 să facă școală online și, și ziua următoare să fie invers sau săptămâna următoare. Cum vi se pare varianta asta? Ținând cont că am spus că interacțiunea optimă cu elevi este cea la propriu față în față, mi se pare oarecum ingrată. Pentru dumneavoastră, relațional vorbind, între profesor și sportiv sau între profesor și el, nu există o interacțiune bună pe acest online. Eu am luat-o ca pe măsură de avarie, îmi doresc din suflet să nu se mai repete situația respectivă, dar nu mi se pare ok. Nu mi se pare ok. Cum au văzut copiii din cele două clase sau mai multe clase, din cele două școli la care predați dumneavoastră faptul că a trebuit să faceți ore online? Unii mai bucuroși că n-au trebuit să mai plece de acasă, unii mai, Oarecum așa, hilar, mulți copii în perioada când se desfășura școala normal până în, până în pandemie, aveau momente de, dom'le, dar nu mai vreau la școală, nu mai vreau la școală, trebuie să mă trezesc de dimineață, să vin acolo, să... acum a fost inversă situația. Dom'le, ne dorim să ne vedem la școală. Ar fi vrut din suflet să vin la școală. Acolo o socializezi, acolo îți vezi colegii, să ne întâlnești profesorii favoriți, să zic așa, și pe ceilalți implicit, dar e net altfel, mult mai bine, să zic. Vedeți, domnule profesor, ca și cum atunci când ai ceva, te plictisește acel ceva, dar când, când nu mai ai, îl dorești. El dorește, da, că e rău cu rău, dar e mai rău fără rău, categoric. Știți cum e. Da, dumneavoastră a trebuit să și, iarăși ați fost pus într-o situație, dumneavoastră, în general, profesorii de educație fizică, ați fost pus și într-o situație la fel de ingrată, cred eu, aceea de a pune și note. A trebuit să judecați cu sufletul, cu inima sau să fiți oarecum drastici în a stabili notele? Nu, ideea a fost să facem tot în favoarea elevilor și, într-adevăr, am mers pe această idee, să facem tot în favoarea elevilor, să nu fie taxați la note. Nu poți să faci o verificare pe anumite bareme, cum se face oficial, așa. Nu poți să faci online o verificare efectiv 100% bună. Și s-a mers pe ideea să favorizăm elevul și așa am și procedat. Venise și o idee chiar oficială să întrebăm părinții și elevul implicit dacă nota pe care o dăm este ok. Mie nu mi s-a părut regula asta chiar oportună. Asta chiar aiurea. Da, adică categoric că părintele în afară de nota 10 nu dorește altceva pentru copilul lui, sigur, sub 10. Și sigur. Mi se părea... Da, ți se părea iurea, adică ca și cum la tribunal a întrebat... Irelevant, să-l întrebă părintele. Judecătorul a întrebat, bă, îți dau atâția, îți convine da, sau nu? Da. Da, până la urmă, prestanța dumneavoastră de profesor pică într-un fel în ghilimele în fața profesor, în fața părintelui, care cu siguranță niciodată în afară de 10 nu e mulțumit de nota pe care o primește categoric. Copilul. Și nu poți să nici cu niște argumente solide, să zic așa, și obiective, da, domnule, dau nota 8 pentru că nu poți să vii cu argumente din astea. Și am ajuns la o cale așa să favorizăm totuși elevul și oricum îi știam din perioada anterioară pandemiei și s-a mers oarecum constant pe ce a fost anterior pandemiei și într-un final am ieșit cu toții bine și noi și elevii, ținând cont de contextul respectiv, că asta a fost situația. Ca o paranteză, domnule profesor, am reținut, să zic așa, faptul că s-a spus că acest an școlar va intra oarecum în istorie pentru că va fi anul școlar în care nu va rămâne niciun elev corigent sau repetent. Deci toată lumea la grămadă merge mai departe. Cunosc niște personalități, între ghilimele, dintre elevii mei, care, cel puțin ipotetic, trebuiau să rămână repetenți, datorită indolenței lor și indolenței și neseriozității lor vis-a-vis de învățătură. Și le-am și zis personal, bă, zic, bă, noroc cu pandemia că ați trecut și voi clasă. Ei fericiți, normal. Sunteți profesor și la Stoinești, nu? Da, da. Am văzut o informație, de fapt nu mă admira acest lucru, eu îl cunosc destul de bine și cred că rămâne un om extraordinar pe domnul Dumbravă,
Într-o informație apărută recent în presă, se spunea că domnia sa a renunțat la o parte din salarii, alături de consilierii și de aparatul propriu din primărie, pentru a le cumpăra tablete elevilor de la școlile din... Câte școli sunt? În Stoinești nu o singură școală. De la școala din Stoinești. Asta e un lucru bun și trebuie precizat și, în ghilimele, aplaudat ca atare ideea asta. Mai ales că sunt copiii de la țară și se spune, la țară nu se facă. Uite că la Stoinești, pentru că administrația, pentru că primarul vrea, s-a făcut cât de cât oare serios. Cu asta, la internet, cum a fost, domnule profesor? A fost probleme cu legarea la internet? Au fost situații în care a căzut netul sau... Au mai fost situații din astea, se puteau conecta uneori, uneori nu se puteau conecta, deseori se puteau conecta, dar, mă rog, ca orice fluctuație de internet, de așa, s-au mai intrat câte un copil care, de exemplu, avea 5% pe telefon și intra la cursuri. Numai cu 5% nu poți să faci 40 de minute, cât ținea o oră, efectiv. Dar, ce să zic, ne-am descurcat și, apropo de domnul Dumbravă, îl fericit că s-au orientat către cazurile sociale care... Hai, uite, da. Au posibilități limitate în privința tehnologiei și cunosc copii care au situații dificile acolo în Stoinești și mă bucur că și ei au putut să participe la cursurile respective. Pe de altă parte, nu pot să mă bucur pentru cei care au avut posibilități 100%, telefon, internet, toate și au profitat de... și o indolență din asta 100%. Și-au profitat de situație, da, și hai, da, că merge și așa. Știind că nu se pot lăsa repetenți, știind că cum vor trece toți vor trece. Au avut o doză de indolență maximă. În partea cealaltă, la Budești mai sunteți, nu? Da, aici, da. Acolo cum a mers treaba, domnule profesor? Acolo a mers ok. Copiii, majoritatea acolo au fost ok, nu am întâmpinat probleme. Sunt mai aproape de oraș, se spune că sunt un pic mai atenți cu ei, sau mă rog. Da, eu am o părere mai bună față de, sau raportat la cei de la țară, nu știu, mi se îi văd mai ok. Da, că ăștia sunt mai aroganți, mai deja... Au altă seriozitate mai bună, un bun simț puțin mai bun, mă rog. Da, da, așa e, se întâmplă situații din astea. Hai să vorbim un pic și despre karate. În perioada asta, cât a fost pandemia, ați asistat de tot, înțeleg? Nu, tot am mers și aici pe alternativa online. Și de vreo lună și jumătate am făcut antrenamente în aer liber. Mergeți dumneavoastră pe capela? Nu, am căutat locuri mai apropiate, pentru că eu când am început karate, am început pe capela. Și cum le-am spus și copiilor, referitor la comoditatea celor din ziua de azi, antrenorul meu nu punea problema că dacă o ploua sau o ninge sau nu știu cum va fi afară, furtună, eu știu. Deci ne întâlnim la ora 9 dimineața, duminică, pe capela. Putea să fie furtună, cu tremur, nu știu, catastrofă, trebuia să ne întâlnim acolo, indiferent de context. Copiii din ziua de azi sunt mai comuni și am încercat să facem antrenamente afară, undeva mai aproape de oraș aici, undeva mai accesibil, mai... Dar ne-am descurcat. Au venit și cei din campionii noștri din categorie. De la țară? Categorie. Campionii se respectă, indiferent de pandemii, de situații, de conjuncturi. Da, sigur. Important e că ei înțeleg faptul că sunt totuși niște nume în karate și nu numai în sport. Și uite, chiar dacă sunt de la țară și fac atâția kilometri dus întors, pe o situație ca atare, au reușit să vină. Și perioada aceea de antrenament online a fost mai dificilă? A trebuit să îi luați pe fiecare, să zic așa, la rost, să-i mai... Printr-un dispozitiv, telefon, laptop, așa, nu poți să vezi 30 de persoane simultan. Și dacă întâmplarea făcea să-l vezi pe unul că nu face cum trebuie, greșește, să corectezi ceva, să-l pui să facă efortul mai bine sau o tehnică să fie corectată, să fie dată corespunzător, dar nu poți să-i vezi pe toți simultan să le atragi, să ca și cum ai fi fizic lângă ei. Da. Și pulsul și situația și viteza și forța cu care acționa și toate astea, nu puteai să le sesizezi pentru un dispozitiv mobil sau un laptop sau ceva.
La fotbal, domnule profesor, se spune că, și o să revenim și la fotbal, o să vorbim sigur despre asta, la fotbal se spune că oarecum noi ca țară ne-am salvat, pentru că pandemia asta ne-a făcut să terminăm, acele, acele stadioane. Unul din aspectele pozitive ale pandemiei. Da, da, da. Dar la, la karate, faptul că s-au amânat anumite competiții, cum a fost asta, campionatul european, mondial, da. Asta e un lucru bun sau trebuia să se întâmple? Vă ajută oarecum psihic? Oarecum mi-e ciudă într-un fel, pentru că am considerat că anul ăsta, până în apariția pandemiei, făcusem o pregătire fizică și tehnică și tactică și de toate genurile extraordinare, pe ideea că vom merge la campionatul european și la mondial, speram să, ca unul din elevii mei să fie selectat și pentru mondial. Am avut impresia că am făcut o pregătire extraordinară și inutilă, datorată pandemiei, în final. Dar, mă rog, noi ne-am pregătit acum dacă a apărut situația respectivă. La anul va fi, asta în ideea că nu mai apar valuri de COVID, cum anticipează, asta are ciudată, cum poți să, nu poate fi regizată asta, nu, deci COVID-ul nu este un anotimp. Știm sigur că o să vină toamna și iarna, dar COVID-ul, cum putem anticipa că vine COVID-ul, nu știu. Unii anticipează asta și sper să nu mai vină vreun val de ăsta de COVID, să ne mai reteze din competiții, din tot ceea ce facem noi. Da, s-a stabilit, uitați, la fotbal se știe că va fi, eu știu, sau Jocurile Olimpice vor fi la anul în perioada. La dumneavoastră s-a refăcut sistemul competitiv. Da, exact în perioada care trebuia să fie acum, va fi peste un an, dar asta, să nu mai apară ceva de genul COVID-ului ăsta. Au reușit să mai vină sau au mai adus copii, au mai venit noi, copii noi în perioada nu, asta? Nu, din contră. Au mai plecat? Cred că undeva la o pătrime din copii, probabil că se vor lăsa, pentru că nefiind o chestie permanentă, nu, copiii își pierd răbdarea, își pierd interesul și probabil că undeva în jurul unei pătrimi dintre sportivi vor renunța. Sau au făcut-o deja. Uh-huh. Nu din vina mea, nu știu, dar copiii trebuie să nu sunt o anumită, nu știu, antrenamentele astea să se lege, totul să fie o progresie și dacă nu, ei, mă rog, mintea unui copil vrea altceva sau se plictisește sau nu are motivație sau... Și cred că o pătrime s-ar putea să îi pierd, dar asta e, cine vrea să facă, nu are scuze că nu poate face, indiferent. În perioada asta reușiți să-i strângeți, domnule profesor, chiar dacă e mai greu, cum spuneați, da, vin da. Aia care au conștiință și care tot le place. Tot aia, da, da. Da, reușiți să-i strângeți? Probabil că acei copii care totuși când se apucă de un sport sau de o activitate în asta care presupune un proces instructiv educativ, își fac și un target. Dom'le, vreau să ajung la respectivul nivel, vreau să fac aia, vreau să ajung campion. Și automat nu poți să renunți dacă ți-ai făcut un target sau un vis, să zic așa. Vrei să ajungi acolo și numai că nu renunți dacă vrei să îți îndeplinești visul. Mă gândeam să începem în glumă sau în ghilimele, în forță, discuția despre fotbal, continuând, de fapt, sau rugându-vă să vă amintiți ceea ce spuneați înainte de a intra în direct despre Liverpool, pentru că tot sunt 29 de ani de când n-am mai luat campionatul. Am văzut și în postările pe care le-ați făcut că la un moment dat ați fost acolo pe stadion. V-ați fi dorit să faceți cu Klopp o poză, spuneați că ați făcut cu poza lui, da, poză. Da, da. Cum ați văzut stadionul din Liverpool? Cum ați simțit? Fascinant. Fascinant. Știind că acolo au trecut, pe acolo, pe stadionul respectiv, au trecut atâtea vedete, atâția fotbaliști importanți, atâția antrenori și... De ce ați ales Liverpool? Putea să alegeți Chelsea sau... Situația unde am fost, fiindcă am stat acolo, fiică-mea fiind în zona respectivă, de fapt fiică-mea stă în Manchester și de la Manchester până la Liverpool nu e așa mult. Am fost și la Everton, că Liverpool și Everton sunt în același oraș, cred că sunt 2 km între stadioanele astea. Și primul lucru când ajung într-un oraș mare, să vizite stadionul, apoi asta muzee, e. Apoi muzee, restaurante, nu știu, zic. Înțeleg că München vine München cu Bayern, că a câștigat a 7 ore consecutiv, e posibil, nu? Da, da. Și da, într-adevăr, orice stadion, nu știu, m-a fascinat. Orice stadion ne merg, mă fascinează. Da, prin istoria lui, prin cei care au trecut pe acolo, fiecare stadion care se respectă are și un muzeu al lui cu toate trofele câștigate, cu diferite tricouri purtate în timp, cu mai multe
mai multe chestii interesante. Și ați fost luați de vreun ghid și plimbați, să zic așa? Da, sau? Da. Da, a trebuit să urmați un anumit traseu, nu v-ați dus așa de nebun. Da, era o zonă izolată chiar din stadion acolo și erau niște bariere puse și acolo ne-am strâns toți cei care ne-am prezent la momentul respectiv și un domn englez, bineînțeles, ne-a povestit toată istoria clubului, realizări și toate cele. Dar m-a deranjat când ne-a limitat, că vreau să vizitez tot stadionul, spre deosebire nou camp, unde am fost. Pe nou camp am fost în Barcelona, cu ceva timp în urmă, dar am văzut tot stadionul de la, nu știu, de la toaletă până la, nu știu, oriunde, orice loc era accesibil, să zic așa. Tot așa aveam un ghid, dar era foarte permisivă toată, tot turul ăsta al stadionului. Ce a avut în plus Klopp de a câștigat așa de lejer sezonul ăsta, campionatul? Probabil faptul că nativ este neamț, și nemții au o meticulozitate specială și e și un tip carismatic, probabil știe să motiveze sportivii, fotbaliștii respectiv, se motiveze foarte bine prin carisma care o are, prin știința care o are, prin modul cum face antrenamentele și toate astea. E un tip special. E special, clar. Nu, e mai special ca... Ca Mourinho, da, Mourinho, e cu 5 clase peste Mourinho, clar. Mourinho cu Tottenham nu prea o nimerește de data asta. Acum un antrenor e făcut mare și de sportivii care are. Acum, nu știu, în fotbal oricum, fotbaliștii sunt categorisiți după sumele de transfer, mai mult decât după valoare, nu știu, mă rog. Domnule profesor, uite, mi-am amintit să, și să vă rog să comentați următorul aspect apropo de chestia asta cu spectatorii. S-a vorbit și mulți au acuzat, să zic așa în ghilimele, faptul că nu este permisă prezența spectatorilor la un meci de fotbal în condițiile în care e permis 500 de spectatori la un spectacol. Mi-a plăcut și reacția, să zic așa, a ministrului, eu nu-l agrez, dar de data asta cred că are dreptate actualul ministru al sporturilor, care spunea, dom'le, de exemplu, la mine, la Craiova, universitatea are 7.000 de abonați. Cum să îi triez eu să intre 500, că îmi sar în capul ilalții? Ar putea să fie și prin rotație cumva, dar nici asta nu e o variantă. Da, situația este ingrată pentru microbiști, e destul de ingrată. Cred că cu o organizare extrem de bună s-ar putea face ceva, adică să nu stai lângă, să fie o distanțare între scaune, nu știu ceva, să poate, dar acum cum îi triez pe oameni, nu știu, în ordinea cumpărării biletelor probabil sau abonații prima primul dată, nu știu. Sau, da, zic. Exact. Acum, pe de altă parte, dacă eu am o idee așa, mă tot gândesc, o idee fixă. Cum sunt nebunii în ghilimele de la Rapid? Păi ăia, vă dați seama că nu poți 500 și hai să zicem că reușești să strângi 500. Păi ăia mai, ăia când începe meciul mai stau ei la... Nu sunt microbiști care să așeze pe scaun ca la un spectacol. Exact. Fotbalul fiind un spectacol. Sunt care trebuie să manifeste, uneori negativ și probabil că distanțarea socială sau aspectele astea nu vor mai conta atunci. Aprind tot felul de torțe, urlă, țipă, și nu stau ei la 2 metri să fie două scaune între ei și să stea ca la un spectacol. Să nu uităm că un aport important la dezvoltarea, să zic, cazurilor de COVID în Europa l-a avut și meciul Atalanta-Valencia, parcă. De acolo am înțeles că a plecat. Au fost 40.000 de oameni, dacă erau 5 infectați, răspândit la 40.000 de oameni, acolo s-a creat ceva și de asta, probabil că pe fondul acestui fapt e și teama asta de a lăsa spectatorii. Acolo am înțeles că a venit în Europa. Păi, tocmai în Italia și Spania s-a întâmplat, adică de la Atalanta și la Valencia, s-au întâmplat cele mai multe cazuri din astea în Europa. Și probabil că de aici teama asta de răspândirea acestui virus. În contextul prezenței spectatorilor în stadion. Dar cu o organizare bună, cred că s-ar putea face ceva, zic. Nu ați zâmbit totuși când ați văzut antrenamente făcute câte 3, după aia câte 6 cu masca pe figură, nu știu. Cum? Dacă ne referim strict la fotbal, unde trebuie să fie 11 jucători, îi antrenez, pe ceilalți îi las să mai aștepte, nu știu, adică e ciudat. Nu poți să faci ceva bun, Mie mi s-a părut așa o ciudățenie și zvonul care a apărut la un moment dat, că
ar putea să existe obligativitatea să se joace cu mască. Ai mă că asta e prea de tot. Nu. Sportul nu se face cu mască. Se poate face teatru cu mască sau alte, nu știu, un party se poate face cu mască, un teatru, dar sportul în niciun caz. Mm-hmm. În niciun caz. Dumneavoastră v-a impus cumva dumneavoastră celor de la karate să aveți... Da, nu, fiind în aer liber, nu aveți... Nu, trebuie să respectăm reguli la intrarea în sală, dezinsecție, luarea temperaturii, asta le... pe listă, pe tabel nominal, bineînțeles, cu semnătură. Dacă un copil are o temperatură care nu este ok, nu poate participa la antrenamentul respectiv. La ieșire o chestie similară, temperatură și dezinsecție. Da, da, la ieșire, și la intrare și la ieșire, știți cum e, dumneavoastră sunteți om de sport și știți, e posibil, și am văzut și asta discutându-se la televizor, e posibil ca acel copil să vină, eu știu, în fugă pe căldura asta, să crească un pic temperatura. Trebuie să-l aștepte un pic, nu? Da, am întâlnit copii care, nu știu, aveau la intrarea în sală 37,3. I-am lăsat puțin afară, 5 minute, am luat temperatura, nu, și aveau 36 cu. Adică pe fondul căldurii, pe fondul efortului, pe fondul emoțiilor, probabil, întâlnirii cu mine sau anumite aspecte, pot crea o majorare a temperaturii corpului, dar constați în 5 minute, dacă nu se schimbă nimic, sau în 10 minute, după jumătate, nu s-a schimbat nimic în raport cu temperatura sportivului respectiv, nu-l primești la, nu știu. Acum, o temperatură mărită nu poate fi neapărat datorată COVID-ului. Poate să fie din diferite aspecte. Poate să fie și al virus, poate să... Sau, am zis, pe fondul căldurii de afară, pe fondul efortului, pe fondul emoțiilor, se poate, poate crește temperatura. Uh-huh. Și am întâlnit copii, dar după 5 minute le-a scăzut cu un grad, sau poate chiar 2 grade. Da. S-a fost ok. Acum, cum faceți cu ei în perioada asta? Pe rând sau toți odată? În funcție de cum pot să vină sau cum v-au rugat? Ipotetic și încerc să o fac și practic, 20 de copii într-o sală de sport, maxim. Asta așa e regula. 20, da. Prin acești 20, automat, la acest număr se poate păstra o distanță socială normală sau chiar mai mare într-o sală, depinde și de mărimea sălii, dar în sălile în care predau eu se poate realiza asta. Și în jur de 20, cam asta e, ăsta e numărul admis, să zic așa. Ei înțeleg, uite, asta nu v-am întrebat, ei înțeleg, până la urmă, gravitatea acestui lucru sau e în glumă, ca și copii? Nu știu cât discernământ au ei să înțeleagă acest aspect, dar probabil, din ce văd prin mass media, pe la televizor, prin toate, prin Facebook, prin toate astea, probabil că realizează totuși că e ceva nu tocmai ok. Realizează și ei totuși. Și copiii automat au tendința aia de a se apropia unii de alții. Sunt copii totuși, sau le transmiți, stați la 2 metri unul de altul. E mai uită. Trebuie să, 2 trebuie metri să fac, de 2 metri devin un metru sau poate mai puțin. Cu și trebuie să stai permanent cu să le atragi atenția pe chestia asta. Partea bună că la copii s-a dovedit, cel puțin așa am citit și am auzit pe la televizor, că la copii sistemul imunitar face față cu brio. Nu știu, adică șansele ca un copil să ia acest virus sunt mai mici datorită sistemului imunitar foarte bun. De asemenea, domnule profesor, cred că cei mai imuni la asta sunt sportivi, oamenii ca dumneavoastră care fac sport de la 3 ani, la 4 ani și care au un sistem imunitar extraordinar. Super, super bun. Chiar prin practicarea exercițiilor, au stabilit specialiștii, prin practicarea exercițiilor fizice, să secretă o substanță, corpul secretă o substanță care poate preveni sau poate combate COVID-ul. Adică dacă lei substanța respectivă prin practicarea exercițiilor fizice combate sau poate chiar preveni. Și sportivii care se antrenează de ani buni, automat, cu toate că am întâlnit cazuri, ați văzut pe la televizor cu sportivi foarte, foarte mari care au luat acest COVID, cum era vorba de Dybala sau de... Da, da, și au fost o grămadă de... Mă gândeam la... Chiar Dybala, parcă, de 6 ori sau de câte de ori? De 3 ori, parcă, nu mai știu. Da, da, da. Da. Dar corpul unui sportiv, clar, e mult, mult mai bine, rezistent în fața... El a fost, să zic așa, o excepție. Excepția aia care se spune că întărește regula. Faptul că el a fost depistat de atâtea ori... Chiar și în România avem un caz, nu știu, pe la voluntari sau pe unde? La voluntari, nu la voluntari. Sau nu mai știu pe unde. Sau Clincea. Nu, la Chiajna. La Chiajna, da. Da. La Chiajna, ăla, jucătorul care a fost și la FCSB și la Dinamo și acum e la FCSB în asta, două, trei etape, două, trei meciuri. Și
a plecat da, înapoi. Ca idee, sportul poate fi un medicament bun împotriva COVID-ului, clar. După care, glumim puțin, domnule profesor, v-a spus la punct acum în perioada asta, și nu numai dumneavoastră, în general, oamenii s-au pus la punct în privința filmelor. Văzute, cred că au fost atâtea filme da. Pe care... Din lipsă de altceva, de exemplu, ne uitam la fotbal, la campionatul Germaniei, Angliei, chiar și a României, și acum, fiind lipsă toate astea, ne-am uitat, eu știu, la filme, la documentare, la... Faptul că dumneavoastră punctează la un moment dat că neamțe tot neamț și are o meticulozitate extraordinară, s-a văzut și prin ideea că cine a fost prima țară care a luat fotbalul? Germania. Cum vi s-a părut totuși la început până ne-a obișnuit și cu ideea asta? Fotbal fără spectatori, ați văzut că mie cel puțin mă uitam 50 minute și nu mă atrăgea deloc. Fotbalul trebuie să fie un farmec, trebuie să fie un spectacol, clar. Fără spectatori e o chestie sportivă, doar limitată, o chestie, un aspect sportiv limitat. Sunt acolo combatanții, își joacă, nu știu, pentru un trofeu, pentru câștigarea a ceva, dar nu mai are farmec. Nu are farmec, practic. M-ar fi nunta fără lăutar, nu știu cum să zic. Lăutar, da, așa e. Dar campionatul nostru, cum vi se pare? Faptul că reușesc cu unii dintre ei, administratorul sau cluburile respective să pună acel sonor pe spate cu spectatori, cu gălăgie, dar parcă totuși lipsește ceva. E clar, noi înțelegem că tot e făcut din studio acolo și, nu știu, pentru a crea atmosferă, ca pentru telespectatori, dar se vede clar, mai încearcă unii să pună niște figurine prin tribune, niște maimuțoi, nu știu ce mai pun pe acolo. Da. Dar, mă rog, deci nu, fotbalul fără spectatorii nu are farmec. Începe, în weekendul ăsta, începe acel mini-turneu pentru Liga, promovarea în Liga 1. Cu cele 6 echipe am înțeles că la Petrolul deja e posibil să nu se joace primul meci cu UTA, pentru că am înțeles că sunt câțiva sportivi care au fost depistați ieri sau astăzi cu COVID și mai mult ca sigur meciul va fi anulat, înțeleg, și va câștiga UTA. Vă întreb însă, vi s-a părut normal normală nemulțumirea celor de la UTA care erau supărați de faptul că s-au înjumătățit punctele și că ei sunt acum numai la 6 sau 5 puncte, parcă. Da, e o situație destul de ingrată. Luți pentru niște puncte, le câștigi și apoi le pierzi, jumătate din ele. Adică n-am înțeles care ar fi situația. De ce să facem așa? Care e situația? De ce luți pentru niște puncte ca să le pierzi? Nu are o logică, cel puțin din punctul meu de vedere. Care ar fi logica? Am 60 de puncte, de ce să fac 30? Păi alea 30 de le pierd. De ce am mai muncit pentru ele? Nu știu. Da, dumneavoastră care sunteți sportivi și știți ce greu să obțină aceste puncte. Da. Exact cum ajunge cu un sportiv de-al meu, iau 10 medalii într-un an și 5 le returnez înapoi, federații sau ce fac, nu știu, adică titlurile respective. Nu știu, mi se pare foarte ingrată situația. UTA, pe de altă parte, eu cred că va fi echipa care nu va avea probleme în a promova. Vă întreb însă, care din punctul nostru de vedere ar fi a doua echipă care ar putea să facă pasul spre Liga 1? Eu știu, Turis, Rapidul, Dacia Mioveni... Ținând cont de tradiție și de numărul foarte mare de microbiști, cred că Rapidul ar fi îndreptățit, să zic așa, nu știu, pe fondul și al istoricului. Dacă o luăm după tradiție și istoric, da. Da. Turis, nu vreau să comentez, pentru că nu pot să comentez aici, dar știți de cine e finanțată și cum. Da, și acum în ultimul meci amical, înaintea startului acestui mini-turneu, am văzut că Rapidul a câștigat 4-1 cu Turis. E totuși moral, e un lucru bun că a câștigat cu scorul ăsta. Și apropo de mass media, una este uiți la un meci Rapid, nu știu, FCSB, și alta este uiți la un meci Turis cu, nu știu, Zic. Ca număr de spectatori și implicit ca număr de spectatori acolo în stadion. Da. Acum, de la anul, din sezonul ăsta, din sezonul următor,
Potrivit planificării federației, ar trebui ca Liga să aibă 14 echipe, sau nu 16, și după aceea să aibă 18. Ar fi benefică mărirea asta de, a numărului de echipe? Categoric, da. Mări numărul de echipe, ai mai multe meciuri, ai mai multe meciuri. În sport, progresul este direct proporțional cu minutele jucate, să zic așa, sau cu minutele luptate, cum e cazul la mine. Și cred că fiind mai multe echipe, automat ai mai multe meciuri și automat e o progresie mai bună, zic. Asta și în perspectiva că mergem în Europa și nu prea ne descurcăm pe acolo. Care ar fi, apropo, din punctul ăsta de vedere, care e buba? De ce echipele românești, li se taie echipelor românești, li se taie aripile când ajung în Europa? Diferența de valoare, clar. Diferența de valoare, diferența și de seriozitate și a jucătorilor și a patronilor. Și nu vreau să aduc aminte aici de anumiți patroni care interesează doar banul, interesează altceva. Și nu poți să faci progrese dacă e un jucător cu 500.000 și îți faci ideea că poți să-l cu 2 milioane peste câteva luni. El nu apucă să se integreze în echipă suficient de bine sau să își crească o valoare anume, să ajungă la anumită valoare. Tot permutările astea așa între echipe a jucătorilor și vânzările astea. Și ce n-am înțeles eu, domnule profesor, și asta pentru mine a fost un mare semn de întrebare. Înaintea startului acesta al COVID-ului, la un moment dat, pe piața de transferuri, și pentru mine a fost ca un etalon, că toți suntem la etalon, faptul că Mbappé costa 124 de milioane la momentul ăla, domnule, 124, și ăsta al nostru, Hagi Junior, costa 5 milioane. Păi da, ce are ăla în plus față de Hagi? Nu știu, de enorm mai mult costa Mbappé, dar ăsta, ce are el în plus? E din aur, e ce, placat cu aur? Nu mi se pare diferența prea mare? România, din păcate, nu are capacitatea de a-și promova talentul, nu are capacitatea de a-și promova turismul, are o lipsă crasă de capacități de a face ceva pozitiv pentru noi. Nu știu, auzi de Mbappé, el e francez sau ce, nu? Da, și campion mondial. Bine, poți să spui și chestia asta, că e campion. Noi nu știm să ne promovăm talentele. Sau ne mulțumim cu puțin. Și probabil că de aici derivă și prețul modic la care sunt evaluați sportivii noștri. Apropo de fotbal, e un model ceea ce face Hagi la Viitorul? Categoric. Am fost acolo, are un stadion mic, dar cochet și implicit o academie unde ai șansa să descoperi talente. Sunt mulți copii talentați, dar dacă nu ajung într-o academie sau nu ajung undeva să fie văzut, să fie apreciați, să fie ridicați, e greu să facă performanță sau să fie cunoscut vreodată la modul foarte, foarte bun. Apropo de vreodată, vă gândiți vreodată că ar exista, că ar putea să se înființeze o academie și în karate? Sau există? E un vis de-al meu. Nu știu cât de realizabil, foarte puțin realizabil, dar mi-aș dori să existe o academie pentru așa ceva. Cu profesori de pregătire fizică, cu profesori de pregătire tehnică, cu profesori cu masori, cu nu știu, tot ce presupune un sport așa la modul integral. Îmi visez așa ceva, nu știu, dar nu știu dacă poate fi realizabil sau nu în curând. Chiar am vorbit și cu colegi chiar din Vâlcea, cu Paul, dar e, nu știu, e ceva SF. E ceva de SF, nu? Da. Există, vis-a-vis de modul cum se bagă banii în sport, există fotbal și alte sporturi? Categoric, da. Prioritatea fotbalul, apoi handbalul și cam atât. Cam atât. Și restul, așa, la restul fiecare și se ajunge acolo. Foarte puțin sau deloc. În care, da, situații în care, cum sunteți dumneavoastră karateu, vă autofinanțați. Categoric. Adică, dacă ar fi să așteptați după banii care nu vin de la federație, s-au mai liniștit, apropo, apele vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în federație, domnule profesor? Știu că sunt și acolo discuții de stiluri, de modul de abordare a lucrurilor. De exemplu, federația în cadrul cărei activați dumneavoastră are drept de a merge la Tokyo sau cealaltă sau altă federație? Asta presupune calificare, să facem un punctaj și noi sperăm, cel puțin ca un sportiv al nostru, să ajungă la Tokyo.
Avem sportivi buni, avem multipli campioni europeni, balcani și de toate felurile pe extern. Și sperăm ca să trimitem un sportiv la Tokyo. Deși sunt alții sus, foarte, foarte sus. Dar asta presupune acumulare de puncte din meciurile câștigate și să facem un clasament și probabil, nu știu cum se va lua în ordine, câți vor merge la Tokyo din toată lumea asta. Dar sperăm să avem noi unul. La un moment dat... Nu eu, de la clubul meu, de pe federația noastră. Federația. Se spunea la un moment dat că, bine, mai de mult, prin perioada anilor 90, cred, dacă nu și mai târziu, că se ajunsese ca până și sportivii, cum se spune, să bage capul în pământ castruții când merg afară și să le fie rușine oarecum că reprezintă România. Karateul, implicit clubul dumneavoastră, când mergea afară în ultima perioadă, era apreciat pentru muncă, pentru... Categoric. Cea, voi românii sunteți... Nu, cel puțin în karate suntem destul de buni, o spun la mod obiectiv. Cam pe la toate campionatele europene am ieșit acolo în zona, în primele trei, un loc doi, un loc trei, ca națiune, și suntem foarte bine apreciați. Și vă spun în mod obiectiv, am fost la atâtea și am văzut cum ne văd ceilalți și suntem chiar bine la karate, suntem chiar bine. Că de asta, făcând o comparație cu fotbalul, pe la karate avem destui campioni europeni, avem o sumedenie de titluri internaționale. Când se va întâmpla în fotbal asta, în fotbal românesc? Nu știu dacă se va întâmpla. Dar la noi s-a întâmplat, dar din păcate nu e atât de mediatizat și așa e oarecum în umbră așa. Cum faceți în perioada asta? În ce zile faceți pregătirile? De trei ori pe săptămână, la echidistant, așa. O zi dau una, nu. A, la două da, zile. Da, și în weekend au două zile libere, să zic așa. Sâmbătă și duminică îi lăsați... Da, da. Și după aceea o ia de la început. Deci lunea, miercuri și vineri. Da. Mai face și marța, joia și... Fac la Stoinești, acolo unde am și la Stoinești. Acolo fac marțea și... miercurea și vinerea și cu ceilalți în celelalte zile, ca să nu se suprapună. Da, copiii sunt bucuroși și mai ales după atâta stat acasă, o perioadă care a semnat așa, sedentarism, chiar au bucuria să vină să ne apucăm din nou de activitate așa intensă. Și fiind obligați să facem antrenamente afară, chiar m-am bucurat, pentru că sportul făcut afară în aer liber este optim. Respirația și efortul depus și toate astea sunt optime, spre deosebire de sală, care sala totuși, oxigenul dintr-o sală și praful dintr-o sală sau tot ce se întâmplă într-o sală, mă rog, pot influența oarecum. Da. Fotbal, revenim la fotbal. Copii de minci, cum spunea la un moment dat, dar chiar cel, băiatul ăla de 16 ani, a spus în interviu de după meci că el, în urmă cu ceva timp, era copil de mingi, a intrat în teren și copiii de mingi, în ghilimele, au bătut Dinamo. În Cupa României e vorba de FCSB, sigur. Nu vorbim despre FCSB, despre asta o să vorbim puțin mai încolo, că mai avem, cred, vreo 5-6 minute. Dinamo, o ia la vale să ducem B, după părerea noastră? Da, înclin să cred că da, din păcate. Nu am ținut niciodată cu ei, dar erau totuși o emblemă a fotbalului românesc și s-au dus în jos. Asta se întâmplă când diversi patronii iau un club ca să facă bani. Deci nu respectă sportivul, nu respectă antrenorul, nu. Ei vreau să facă bani. O văd ca pe o afacere. Când te limitezi doar la o afacere, automat pierzi. Și cam asta a făcut domnul Negoiță. A vrut să facă bani. Nu sport. Credeți în variantele astea cu spaniolii, cu DDB-ul, cu... Cred că sunt niște amăgiri, așa, ca să mai liniștească suporterii. Sunt niște amăgiri. Și datoriile care le are clubul și toate astea. Poate s-ar încumeta vreun cineva, chiar și din străinătate, să preia clubul, dar pe fondul unor datorii care nu sunt mici, nu știu. Da, că el... cum zicea Cornel Dinu, el tot timpul zice, da, domne, cu un leu, da, datoriile care sunt, eu dau cu un leu, cu un euro clubul, da, uite-te în urmă clubul la datorii. Clubul presupune și datorii, da. Și sunt multe și sunt imense, din câte am înțeles,
tot așa de la cei care au mai fost pe acolo și au văzut, sunt și lucruri care te lasă mască vis-a-vis de ce am auzit despre băiatul ăla Popescu, că a făcut ce a făcut prin vestiar. Mă rog, lucrurile astea așa de bine de rău n-am auzit. Deși acum am văzut că ăsta Motoreta, Adi Pop ar avea ceva de spus vis-a-vis de Becali, tot felul de acuze, tot felul. E clar că FCSB și-a luat adio de la titlul, nici nu mai... Eu, sincer, nu mai credeam de multă vreme. Dar este, așa cum zice Dan Petrescu, faptul că acum Craiova e principala favorită la titlu? Cu un antrenor nou, Bergodi respectiv, cu jucători de excepție care au fost acolo, dar probabil nu au fost atât de bine antrenați cum de un antrenor, așa cum o face Bergodi, cred că sunt șanse să... Mai ales după atâta timp ar fi... Ar fi fain. Ar fi... Că sunt alte diagnoștii polar, mă lasă să nu se mai ducă titlul mereu. Pe mine, cum m-am născut, mai cum am strigat Universitatea Craiova sau Știința și de atunci stii cu ei. Adică, nu știu, sunt ai noștri, sunt oltene aici și... nu știu, e o echipă, uitați-vă la suporterii Craiovei, cât sunt suporterii Craiovei. Și asta spune ceva, nu? Legat de simpatia pentru echipa respectivă și... față de istoricul ei și... Dar ar fi cazul să luăm și noi un trofeu, totuși. Așa cum se întâmplă de obicei, așa, nu mai e o noutate pentru ceea ce a făcut și face de-a lungul timpului Becali, mai voala sau nu, acesta a anunțat că, în ghilimele, va sabota Craiova, pentru că intenționează să trimite copiii în teren în meciul cu CFR Cluj, ca să se răzbune oricum pe Rotaru, care a făcut asta, după părerea lui, în meciul cu Viitorul, atunci când Hagi a luat titlul. Capacitatea de gândire a unor persoane lasă de dorit, influențează negativ și ne-am obișnuit cu niște tipicuri de-astea becaliene, să le zic așa. Deja au devenit niște tipicuri așa. Să moară și capra vecinului, ceva de genul, așa lucrează Becali. Și nu pot să înțelegi pentru că nu e coerent în ceea ce spune. Îl interesează doar banii, după cum ați văzut, visează milioane, sute de milioane. Și acum dacă tot nu a putut să ia un loc bun în campionat sau nu e sigur dacă ajunge într-o cupă europeană, hai să moară și capra vecinului. Aha, no. Și acum că anunțe că vrea să vândă tot, că îi vinde, că... Da, el e instabil în tot ceea ce spune, nu are o constanță, aci e sus, aci e jos, aci e optimist, aci e pesimist. Dar atât timp, cum vorbeam și negoiță, pe el interesează doar banii, pur și simplu banii. Jucătorii sunt niște obiecte, din punctul lui de vedere, pe care poți să iei bani sau pe care poți să-i arunci la gunoi, cum vrei. El cam asta face. S-a zbătut să îl ia pe Miron de la Botoșa sau de un alu, nu? Și acum vrea să scape de el. Nu a lăsat să intre bine în ghete, că a fost pandemia așa și nu e bun, nu? Adică, totuși, mă rog, are o gândire foarte, foarte... Ce mă surprinde că mai nou i s-a pus pata pe Frăsinescu ăsta, 30... Lui Becali se pune pata pe orice și i se și ia pata ulterior. După o perioadă i se ia pata. E inconstant, datorită puținilor neuroni, să zic așa... Da. Apropo de spectatorii, credeți că vom avea șansa din septembrie, din toamnă să vedem? Cred că da. Nu la modul cum a fost anterior pandemiei, dar cred că, nu știu, ușor, cu o organizare bună, cu o distanțare, nu știu, adică nu trebuie să stai lipit de colegul din dreapta sau din stânga, sau, nu știu, se va găsi, sper să găsească modalitate, să... Fără manifestări din astea ușor, nu știu, excesive, așa... cum se întâmplă la Rapid, cum zicea, sau fără manifestări din astea cu așa, cred că se poate și cu spectatori. Ca să aibă farmec fotbal, să fie integral. Asta e, domnule profesor, că mă gândesc acum, apropo de Craiova, ce superb e să vezi 20.000, nu o să mai vedem multă vreme 20.000, dar atmosfera aia frumoasă, felul cum cântă, apropo ca la Liverpool, cum cântă spectatorii, cum... parcă la Cluj am mai văzut așa iarăși. Și o motivație și pentru sportiv, clar că una e să auzi atâția spectatori, te motivează să lupți. Așa, sunt 22 de persoane acolo pe un teren. Nu știu, mi se pare așa, ciudat.
Bun, ce vă doriți pe viitor, repede așa, în câteva secunde? Să scăpăm definitiv de această amenințare cu COVID-ul, să revenim la ce făceam anterior pandemiei, sau și mai mult decât atât, și să nu mai stăm sub imperiul amenințării astea. Că vine al doilea val, că vine al treilea val, că nu mai putem face sport cum trebuie și... Da, mulțumesc, mulțumesc, acest semne disperate, colegul meu Viorel, mulțumesc, Viorel, că ești acolo, mulțumesc încă o dată, domnule profesor, pentru faptul că ați venit, a fost așadar timp de 50 de minute, profesorul Sorin Avram, și din studio de acolo, Viorel, prietenul și colegul meu, dar și domn Petru de aici, și dumneavoastră vă mulțumesc, desigur, pentru faptul că ne-ați urmărit, ne revedem luni de la ora 17, numai bine!